În vederea organizării și desfășurării evenimentului Celebrarea Orașului 2024, în următoarea perioadă vor avea loc restricții de circulație în zona desfășurării evenimentului. În perioada 12-20 august, traficul rutier va fi închis pe bulevardul I.C. Brătianu, între piața Iancu Huniade și strada Michelangelo, precum și pe strada Patriarh Miron Cristea, între bulevardul I.C. Brătianu și bulevardul Mihai Eminescu. Autobuzele liniei 16 vor circula pe ambele sensuri între Poșta Mare și Complexul Studențesc, pe traseul liniei 15. În perioada 16-18 august, traficul rutier va fi închis pe strada 20 decembrie 1989 și strada Patriarh Miron Cristea, între piața Iancu Huniade, bulevardul Mihai Eminescu, bulevardul Cede Loga, strada Carol Telbiț. Autobuzele liniei 16 vor circula pe ambele sensuri între Poșta Mare și Complexul Studențesc pe traseul liniei 15. În 17 august, după miezul nopții, se vor suplimenta cu câte o cursă următoarele linii de transport în comun: tramvaie, linia 1, linia 2, linia 4, linia 6, troleibuze, liniile 11, 14, 18 și autobuze liniile 15, 16, 33, 40, E1, E2, E3, E7.